Mulțumesc, bună ziua! Tot o scurtă informare, epidemiologic actual, așa cum se știe, începând de anul trecut, din 5 decembrie, s-a declarat stare de epidemie la nivel național cauzată de rujeolă. Iar începând cu 2 februarie, este în vigoare starea de alertă epidemiologică în ceea ce privește circulația virusului gripal. În acest context, ținând cont de circulația virală, și la nivelul de sănătate publică, s-au luat măsurile organizatorice dispuse de la nivelul Ministerului Sănătății de asigurare a unor cantități de vaccin, vaccin Moderna, anti-COVID, ce a început deja să fie livrat la locațiile cabinetelor medicilor de familie. Am dorit să aduc această precizare, întrucât furnizarea se face doar prin direcțiile de sănătate publică acestui tip de vaccin, spre deosebire de vaccinul gripal, care se poate ridica din farmacie în baza unei rețete emise de medicul de familie. Vaccinarea este gratuită, este opțională și recomandăm în această perioadă vaccinarea în principal a celor care au peste 65 de ani, a persoanelor care au diverse probleme de sănătate, diverse comorbidități, pentru a putea să asigurăm măsura preventivă în sănătate publică și pe această linie. Cam atât vreau să aduc la cunoștință, pentru că cabinetele medicilor de familie la început livrarea acestui tip de vaccin. Dacă dintre membrii Colegiului Prefectural aveți ceva de adus la cunoștința colegilor sau dintre domnii primari invitați, dacă aveți de expus probleme care se pot rezolva de către membrii Colegiului Prefectural, vă rog frumos. Cum adorm să nu se înțeleagă că este o aluzie la materialul prezentat de domnul Ciocchine Gabriel. Nu este niciun atac la persoana dânsului și vreau să menționez acest lucru, dar constat că după ce am terminat epidemia de COVID, am început cu prezentarea epidemiilor de rujeolă și a stării de alertă pentru gripă și acum ne informați că au mai ajuns alte vaccinuri pentru COVID de la Moderna și vă recomandați oamenilor să se vaccineze. Nu vreau să comentez foarte mult, dar mi se pare că nu este cazul să generăm o nouă psihoză în populație sau se caută o metodă de justificare a costurilor exorbitante, pentru că acest vaccin nu este gratuit, este plătit din banii noștri ai tuturor, ca să mai justifice că în loc să aduce miliarde sau milioane de doze la coșul de gunoi, mai invitați încă o dată, acum în 2024, oamenii să mai vaccineze de COVID. Nu știu cum să vă spun, dar sincer aș considera că este necesar să oprim aceste psihoze, să ne vedem de viața noastră, de tot ceea ce este frumos, să mai terminăm cu epidemiile și cu restricțiile și cu alte lucruri de genul acesta. Repet, nu este niciun atac la persoana dumneavoastră sau instituția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule primar. Am notat că nu este un atac, normal că nu este atac, este o părere. Aș dori doar să precizez că și vaccinul Moderna care este adus acum ține cont de turbina circulantă la momentul prezent și așa cum și vaccinul antigripal are turbini și tipuri de vaccin care sunt anuale, la fel este și cu acest vaccin. El este gratuit pentru cei care doresc să se vaccineze. În privința celorlalte costuri de la nivelul Ministerului Sănătății, nu pot să mă pronunț. Probabil dacă se doresc anumite detalii, se pot solicita aceste detalii de la nivelul Ministerului Sănătății.